Salut! Vă voi arăta în acest tutorial cum să faceți Scooby-Doo cu 4 fire, un model pătrat. Aveți nevoie de 2 fire lungi de Scooby-Doo și de un pix. Voi lua primul fir de Scooby-Doo și vă măsura jumătatea. Îl pun pe pix să țin jumătatea. Acum iau al doilea fir, la fel îi măsor jumătatea și îl pun pe pix, astfel încât cele două fire să vină în cruce. Cu cel de pe dedesubt voi face un nod. Ok, ca să le țin în loc. Ok, acum voi începe să împletesc și voi face în felul următor. Iau firul de sus, îl aduc în jos, fac o buclă. Apoi pe cel de jos cu aceeași culoare îl iau și îl duc în sus și îl țin. Acum firul din dreapta îl iau și îl bag prin buclă. Am grijă ca aici să rămână pe partea din jos și firul din stânga de sus îl iau și îl bag în bucla din dreapta de sus. Și acum trag. Ok, voi mai face de câteva ori. Acum e mai simplu pentru că sunt așezate. Deci firul care este în stânga sus îl aduc în stânga jos. Firul care este în dreapta jos îl aduc în dreapta sus. Firul care este în dreapta sus va veni tot sus și să rămână sus. Și firul care este în stânga jos va ajunge în dreapta jos. Și acum trag. Încă o dată vei mai face. Deci firul care este, acum sunt în oglindă, firul care este în dreapta sus îl aduc în dreapta jos, firul care este în stânga jos îl aduc în stânga sus, firul din dreapta de jos va ajunge în stânga jos, ok, și firul care este în stânga sus va ajunge în dreapta sus. Acum deja pot să-l scot de pe pix și să continui să lucrez ținându-l în mână. Ok, cam așa este rezultatul. Pe parte este o culoare, iar pe cealaltă parte este cealaltă culoare. La capăt avem o buclă pentru a putea agăța la brelocuri sau depinde ce vrem să facem cu el. Lucrați cât de mult, îl faceți cât de lung vreți și la sfârșit tăiați capetele. Asta este tot. Mult spor!